Semestrul al doilea al anului școlar 2013-2014 debutează cu două olimpiade și un concurs. Astfel, sâmbătă 15 februarie vor avea loc etapele județene ale următoarelor competiții. Olimpiada de fizică la clasele 6-12 la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai din Zalău. Olimpiada de limba română Universul Cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural la clasele 5-8, secția română și minorități la școala gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău și concursul interdisciplinar de limba și literatura română și religie, cultură și spiritualitate românească la clasele 5-8 la școala gimnazială Simion Bărnuțiu din Zalău. Olimpiada de limba română Universul Cunoașterii prin lectură se află la a doua ediție și este destinată elevilor de la școlile gimnaziale din mediul rural. În acest an, la etapa județeană, vor participa 140 de elevi. În ceea ce privește concursul interdisciplinar de limba și literatura română și religie, cultură și spiritualitate românească, anul acesta au fost înscriși 150 de elevi. Competiția se circumscrie genericului Frumusețea Sacra Lumii, desfășurându-se pe două niveluri. Nivelul claselor 5-6, având ca temă natura între pământ și cer, și nivelul claselor 7-8 cu tema Omul între sacru și profan.